revenit la starea sănătății. Vă spuneam ieri despre metoda simplă pe care Sanjay Gupta o propune pentru a putea să ajungeți și apoi să păstrați un stil de viață sănătos. Iar creierul vostru va aprecia eforturile și vă va răsplăti cu siguranță. Gupta propune să împărțim ceea ce mâncăm în trei categorii: A, B, C. A înseamnă lista de alimente pe care trebuie să le consumăm zilnic. Nu e greu să ne închipuim care sunt, nu? Haideți că la teorie suntem foarte buni noi. Legume proaspete, tot ce înseamnă frunze verzi de la spanac, cale, lăptuci românești, tati, și așa mai departe. Apoi fructe de pădure, în special afine. Atenție, nu suc, nu suc, ci fructul ca atare. Iar aici mi se pare incredibil că încă în anul 2021 există atât de mulți nutriționiști care le recomandă oamenilor freșuri. Mă, ce boală de nutriționiști v-ați ales voi? Ce iei din fructul ăla dacă îl dai omului ca suc? Adică îl dezbraci de fibre și ce te interesează? Zahărul? De ce? Să-l ții pe om de client toată viața sau de ce? Pui câte portocale la un fresh? 2 cel puțin, da, pentru un pahar normal. Ia, frate, și halește 2 portocale, așa cum sunt ele, dacă ai chef. Dar sucul nu te ajută, ba chiar te încurcă în exces, pentru că, neexistând fibrele, fructoza aia, care e tot zahăr, nu se digeră la fel de lent. Haideți, mă, oameni buni, că nu e rocket science! Bun, ce ziceam? Așa, lista A. Tot acolo ar fi peștele și fructele de mare. Iar la capitolul grăsimi sănătoase, Gupta recomandă uleiul de măsline extra virgin. Atenție mare și aici, pentru că e plină piața românească de fake-uri care n-au nicio legătură cu uleiul de măsline extra virgin. Apoi avocado și ouă, de asemenea nucile și semințele nu trebuie să lipsească din alimentația noastră zilnică. La B avem lista cu alimentele care trebuie să completeze lista A. Așadar, fasole și alte legume, fructe și altele decât fructele de pădure, eu recomand aici merele noastre, tati, plus cereale integrale. Apoi, cele cu care eu unul nu sunt de acord, dar hei, nu trebuie să faceți ceea ce fac eu și să mâncați ceea ce mănânc eu. Deci, chestii degresate din lapte, adică iaurt, brânză, cottage și pui. Da, mie nu-mi plac astea, dar e lista omului, iar el, spre deosebire de mine, e și neurolog, nu doar jurnalist. În fine, pe cea de-a treia listă avem alimente pe care trebuie să le limităm cât de mult putem. De tot, dacă se poate. Adică tot ce înseamnă mâncare procesată, fast food, dulciuri, carne roșie și produse din carne roșie, gen bacon, plus produse lactate grase, adică unt, cașcaval și așa mai departe. De asemenea, sare. Și cam asta e lista. Mă, dacă nu te știi cu probleme de sănătate serioase, n-ai alergii și poți mânca orice, e foarte ușor să-ți faci singur un meniu. Rețete găsești acum la greu peste tot, la naiba, toată lumea e șef în această perioadă, deci nu prea există scuze dacă vrei să ai grijă de sănătate. Aia cu n-am timp nu poate fi o scuză. Dacă pentru tine n-ai timp pentru sănătatea ta, atunci de ce trăiești? Nu uitați, ne vedem de luni până joi de la 22:30 cu emisiunea Starea Nației la Prima TV.